pentru că mie îmi place această formă de primitivism. Eu nu suport niciun fel de convenție. Și din cauza asta uneori li se pare unora că sunt puțin brutală în exprimare sau câteodată vorbesc într-un jargon care nu se potrivește cu vârsta mea, câteodată sunt puțin nerușinată sau provocatoare, dar eu nu-mi doresc nimic altceva decât să fiu perfect naturală. Și eu în România găsesc de o mie de ori mai multă naturalețe și primitivism și, cum vă spuneam, libertate, chiar dacă ea deranjează, chiar dacă ea pare îngrozitor de necuvincioasă, dar îmi place acest lucru, nu-mi place să fac lucruri care mi se impun sau lucruri care mi-au fost induse printr-o educație prea pronunțată. Îmi iubesc părinții și le port o stimă fără de margini, pentru că nu mă port ca o brută, cred că vă dați seama că nici nu arăt ca o brută. Însă ei nu m-au bătut niciodată la cap. Asta trebuie să faci așa, asta l-altă trebuie să faci așa. De ce ai venit când aveai 17 ani sau 16 ani după 12 noapte acasă? Sau unde ai fost sau cu cine ai fost? Adică e o chestie uluitoare, habar n-aveți voi care probabil că ați primit o educație mult mai severă. Ce înseamnă pentru o fată și pe vremea aceea să fie lăsată atât de liberă? Este absolut extraordinar, dar cred că acest lucru se datorează și faptului că părinții mei au fost artiști amândoi, adică mama a fost balerină și tata a fost violonist și din cauza asta probabil că m-au crescut și pe mine așa, știi, mai libertin, chiar foarte libertin. Și mă bucur că eu sunt ca natura și mie mi se pare că în România natura încă există. Și ăsta e un lucru pentru care iubesc și mă simt bine în România. Eu când vin cu trenul după Arad și parcurg teritoriul României, păi mie mi se pare că nimic nu-i mai frumos. Așa cum e, cu satele alea mici, parcă aștept să iasă Sfânta Vineri din corcioabele alea, văd capre, țapri, e o chestie teribilă, sigur oamenii săraci sunt mai bocii, mai urât îmbrăcați, vorbesc bolovănos, asta nu-mi prea place, dar Dumnezeule, natura se dezvoltă în voia ei, după estetica ei, natura are o estetică uluitoare pe care niciun sat din Elveția nu o va putea realiza. Eu cred că nimic nu e mai grozav decât să fim natural și liberi. Corect.